Bun găsit la Prima News, doamnelor, domnilor, iată-ne reîntorși în studio după ce am început turul României în județul Tulcea. Ne-am întors în capitală și pornim cu titlurile orei emisiunea de astăzi, ca de fiecare dată. Mihai Tudose și Rareș Bogdan deschid lista alianței PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare de pe 9 iunie. Din partea Partidului Social Democrat, pe listă se mai află printre alții Gabriela Firea, Claudiu Manda, Victor Negrescu și Vasile Dâncu. De partea cealaltă, președintele PNL Nicolae Ciucă a anunțat că pe listă se găsesc Adina Vălean, Daniel Buda, Siegfried Mureșan și Gheorghe Falcă. Și bineînțeles Rareș Bogdan, pe care l-am menționat la început. Ramona Chiriac, femeia independentă care ar fi trebuit să deschidă lista, așa cum au anunțat liderii coaliției, femeia independentă care ar trebui să deschidă lista, cum spunea Marcel Ciolacu, care ar avea o gândire liberală și o profesie social-democrată, ei bine, nu se mai regăsește pe listă. Locul său, locul femeii independente, fiind ocupat de Mihai Tudose și de Rareș Bogdan. O să dezbatem subiectul ăsta în prima parte. Știu că sună ca un banc, așa. Premierul Marcel Ciolacu a precizat că a dat spre analiză propunerea privind eventuala închidere a supermarketurilor în weekend pentru a vedea care este impactul unei astfel de propuneri. El a mai spus că o decizie în acest sens nu este una ușoară. Dan Ilie Morega nu pare a pune prea mare preț pe lege. Fostul prefect de Gorj are un nou dosar penal după ce s-a urcat la volan, deși are permisul retras și a lovit o mașină în Târgu Jiu. Pe numele său a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul de către o persoană al cărei permis de conducere a fost retras sau transmis reprezentanții IPJ Gorj. Mergem mai departe. Premierul Sloveniei, Robert Golob, a lăsat deschisă posibilitatea ca țara sa să sprijine candidatura președintelui Klaus Iohannis la conducerea NATO. Inițial anunțase că îl susține pe premierul olandez Mark Rutte, scrie news.ro, însă Robert Golob s-a întâlnit joi cu actualul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg. Premierul sloven a explicat că Ljubljana împărtășește în special punctul de vedere al președintelui român referitoare la regionalizarea pozițiilor de conducere. Liderii Uniunii Europene au ajuns joi seară la un acord de principiu pentru a rechiziționa o mare parte din portofoliile excepționale generate de activele rusești înghețate și a le da Ucrainei, relatează The Guardian. Liderul separatist catalan, care se află în exil în Belgia de peste 6 ani, unde a fugit pentru a se sustrage justiției spaniole, și a anunțat candidatura în alegerile regionale de la 12 mai în Catalonia, în nord-estul Spaniei, relatează AFP. Cea mai importantă retrospectivă dedicată operei lui Constantin Brâncuș în Franța, un omagiu adus părintelui sculpturii moderne, este organizată de celebrul Muzeu de Artă Modernă din Paris, în parteneriat instituțional cu Institutul Cultural Român și cu Ambasada României în Republica Franceză, în perioada 27 martie-1 iulie. Continuăm cu sport. România primește vizita Irlandei de Nord pe Arena Națională vineri de la ora 21:45, în primul test de pregătire al tricolorilor înainte de Euro 2024. E bine, partida va fi transmisă în exclusivitate pe Prima TV și online pe primaplay.ro. Pe final, informațiile despre vreme, ca de fiecare dată. Vremea va deveni normală din punct de vedere termic în majoritatea regiunilor. Va ploua slab în Crișana, în Maramureș, în Transilvania și posibil în Banat și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 16 grade, iar cele minime între minus 4 și 6 grade Celsius. Discutăm, cum vă spuneam și mai devreme, despre lista comună pentru europarlamentare, lista coaliției și, bineînțeles, toate scandalurile din jurul acestui subiect. Avem și o întrebare pentru dumneavoastră.
De ce a modificat coaliția lista pentru europarlamentare? În sensul că acea femeie independentă de care vorbeam mai devreme nu se mai regăsește pe listă. De ce a renunțat Ramona Chiriac la primul loc pe lista celor mai mari partide din țară pentru Parlamentul European? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră, bineînțeles, pe pagina de Facebook Prima News sau pe numărul de WhatsApp 0727-222-244. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem la dezbateri alături de invitații noștri. Vă aștept! Am revenit în direct, doamnelor, domnilor, vă prezint invitații de la această oră. Prin Skype alături de noi este Sabin Gherma, realizatorul emisiunii România de la A la Z. Salutare, Sabin! Salutare tuturor! Bun, din partea Partidului Național Liberal, Sergiu Bâlcea, mulțumesc că ați acceptat invitația. Mulțumesc pentru invitație. Din partea Partidului Social Democrat, Laurențiu Gâdei, mulțumesc, domnule Gâdei, că ați acceptat invitația. Da, bună ziua și vă mulțumesc. Și din partea USR, Diana Stoica, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bine v-am găsit, mulțumesc și eu. Bun, o să încep cu reprezentanții puterii în acest dialog, respectiv cu domnul Gâdei. Domnule Gâdei, cum s-a modificat până la urmă lista? Că mi-l amintesc clar pe Marcel Ciolacu, lista pentru europarlamentare, mi-l amintesc clar pe Marcel Ciolacu și pe Nicolae Ciucă, care spuneau în acea conferință de presă în care s-a stabilit comasarea alegerilor despre o femeie independentă care să aibă o profesie liberală, o gândire social-democrată sau viceversa, și că încolo primele locuri sunt ocupate de Mihai Tudose și de Rareș Bogdan. Ce s-a întâmplat pe parcurs? A, domnul Gâdei a închis. Atunci aceeași întrebare pentru domnul Bâlcea. Vă rog, domnule Bâlcea. E clar că retragerea doamnei Chiriac de pe listă în ultimul moment nu a fost una extraordinar de bine primită în cele două partide, în coaliție. Cred că era deja prea târziu să găsim o altă variantă pe profilul dânsei și cu CV-ul dânsei, trebuie să spunem acest lucru. Așa. Și eu cred că cele două partide au găsit această formulă de a merge cu un număr unu politic, să spunem. Mm-hmm. Mihai Tudose este reprezentantul care poate trage cele două partide spre victoria asta? Într-o alianță nu cred că primul loc este atât de important, este, nu putem spunem, dar totuși este o listă cu 20 de oameni, primii 20, mm-hmm. mulți cu experiență în Parlamentul European și eu cred că mesajele lor și politicile europene pe care le vor promova vor avea poate o echipă de cât o persoană. Este dar o situație cum... de fapt care trebuie să acceptăm ca atare. Dar cum faceți, domnule Bâlcea, la Bruxelles cu alianța asta? Pentru că, ok, plecați împreună din România, împreună cu Partidul Social Democrat, însă la nivelul Parlamentului European luptele continuă între socialiști și PPE. Inclusiv Manfred Weber, când a fost la București la Congresul PPE, spunea într-un narativ evident electoral pentru partidul pe care îl reprezintă și pe care îl gestionează, că, domnule, trebuie să-i învingem pe socialiști și la noi iată că venim cu liste comune. Este o situație poate mai puțin întâlnită, atât în România cât și la nivel european. Uh-huh. Pe de o parte, cele două partide, atât PPE cât PES, sunt într-o luptă electorală pentru un număr mai mare de mandate, dar deciziile și, să spunem, alianța de guvernare europeană în Parlamentul European, deși în propriu spus, pentru că acolo sistemul este un pic diferit, este formată din cele două partide. Ele vor negocia cele mai importante funcții și este adevărat că în funcție de numărul de mandate vor avea un plus în aceste negocieri, dar trebuie să știm că marile decizii se iau între cele două partide europene și aici intră și Renew în discuție pentru că și ei votează alături de cele două partide marile proiecte. Singurii care rămân în exterior, să spunem, sunt extremiștii și aici sperăm că vom avea un număr mai mic de mandate pentru ei în următorul mandat sau, în sfârșit, un număr care să nu fie atât de semnificativ sau important.
Bun, domnule Gâdei, nu știu dacă ați auzit întrebarea, s-a întrerupt mai devreme. Ce s-a întâmplat cu femeia independentă? Iată, până s-a stabilit lista, s-a pierdut pe drum femeia independentă care să deschidă lista comună. Dacă ne auzim, domnule Gâdei. Da, conexiunea ne joacă feste, îi rog pe colegi să restabilească. Alo? A, vă auzim acum, domnule Gâdei. Deci spuneam că doamna nu a dorit să participe în această cursă electorală, respectăm dorința domniei sale, nu este nicio tragedie, niciun fel de problemă. Probabil vestea a venit pe neașteptate pentru candidatura domniei sale, are o carieră frumoasă la nivel european, deci lucrurile continuă în bine pentru România. În ceea ce privește discuția pe care o aveați cu colegul meu de la Partidul Național Liberal, trebuie să spunem niște lucruri extrem de importante. Și noi, cei de la PSD și cei de la PNL, avem aceleași scopuri comune pentru România și pentru români. Fiind al șaselea cel mai mare stat din Uniunea Europeană, trebuie să fim o voce și nu prea avem interese care ne resping. Până la urmă, toți vrem în Schengen, toți vrem în OCDE, toți vrem politici agricole bune pentru agricultorii din România, pentru transportatori. Deci mergem cu o voce comună, chiar dacă la Bruxelles ne despărțim în familii politice diferite. E un lucru bun pentru România, pentru că dacă ne uităm în state din Uniunea Europeană, acolo unde extremism nu a prins, din păcate, aripi, și mă uit la Franța, unde știți foarte bine că vor sondajelor vor fi surprize. Mă uit la ce se întâmplă în Spania, cu politicile publice în Spania, acolo unde foarte multe partide de astea mici, care se nișează pe diverse categorii socioprofesionale, creează niște presiuni pe guvern și niște legi de scot spanioli în stradă. Adică noi ne dorim în România să fim extrem de stabil politic, economic, să contextul actual ne obligă să fim extrem de atenți și prudenți și lucrurile astea nu pot aduce decât beneficii pentru români și pentru România. Bun, acum despre beneficii l-aș întreba pe Sabin German, că s-ar putea să nu vadă atâtea beneficii pe câte vede coaliția. Te rog, Sabin. Aici este o discuție mai largă. În afară de câteva excepții, rezoluții care sprijină o țară, de exemplu România în chestiunea tezaurului rusesc, politicienii români și cei din Est în general trebuie să știe un lucru esențial. În Parlamentul European nu îți reprezinți țara, reprezinți curentul ideologic din care faci parte. Asta este una. Doi, dacă vorbim de extremism, doar să ne uităm la sondajele din România și o să vedem că undeva între 25 și 30%, ca să luăm numai partidele astea așa numite mici și mari, mici și medii, merg pe o extremă care nu seamănă cu extrema din Occident. Sigur, ai un Eric Zemmour, un Mélenchon în Franța, dar dacă mă uit la Meloni, Meloni este parfum pe lângă ce fac ăștia cu Holocaustul, temă minoră, celebrarea unor legionari care nu s-au dezis niciodată de legionarism, mă refer la ăștia de la AUR care îl celebreau pe Iustin Pârvu, adică vorbim totuși de niște lucruri care dincolo sunt interzise. Alternativ lui Deutschland, ca să mergem la Germania, și-a nuanțat discursul în momentul în care legea germană, da, s-a pus călare pe ea. Adică, mă băiatule, stai puțin, tu vrei să faci un partid politic? Există niște norme etice, sociale, pe care, niște bariere pe care n-ai voie să le depășești. La noi nu e nicio problemă, la noi se face, ia uitați-vă, la ăla de la tot AUR, da, Lulea care îl celebrează sau îl spală frumos cu șampon aurit pe Antonescu. Asta e un drama. Doi. Acum m-aș duce la doamna Tudose, că așa se spune acum, doamna Tudose, independentă de la PSD. Păi, îmi pot spune că, doamne, s-a întâmplat ceva, doamna de la Comisia Europeană n-a mai vrut. Stați un pic, nu o luați ca pe o victorie, nu ne-o serviți ca pe o victorie. Nu, asta înseamnă că au existat niște negocieri în spate, sursele spun că doamna ar fi vrut sprijin ca să fie comisar european, doar că ei s-a lovit de ambițiile primilor doi de lista aia, Tudose și Rareș Bogdan, și ei, spun sursele, e adevărat, și ei își doresc comisar european. Eu aș vrea să înțeleagă oamenii ăștia ce înseamnă un examen de comisar european. Adică furcile caudine sunt parfum pe lângă examenele amare. Trebuie un parcurs care să fie în afara oricărui cancan. Ori aici nu este cazul.
Da? Azi mâine o să-l vedem pe domnul Tudose candidând la funcția de comisar european pentru digitalizare. El care spunea, domnule, cardul nu avem țară cu cardul. Adică, totuși, hai să fim ok. Hai să spunem, domnule, uite, s-a întâmplat ceva, doamna n-a mai vrut să candideze. Nu trebuie servită ca o victorie, vai, un mare beneficiu pentru România. Nu este niciun beneficiu pentru România. Asta arată că principalul oraș al țării, da, n-a fost în stare să dea un candidat, da, de la cele mai mari partide care guvernează de 34 de ani. Și asta se întâmplă dintr-o cauză foarte simplă. Nu mai există putere, capacitate de evaluare în interiorul acestor partide. N-au găsit în sutele de mii de membri, da, un tip care să vină să spună, da, domnule, eu sunt hotărât, am un program, sunt în afara oricăror suspiciuni și candidez la capitală. Nu, au trebuit să meargă exact pe becheria pe care a mai făcut-o prin Cristian Diaconescu, era candidatul PSD, dar PSD-ul îl sprijinea pe Oprescu, și el de la Spitalul Universitar. Și o ultimă chestiune, nu știu de ce, în momentul în care l-am văzut pe doctorul Cristoiu, că nu putem să reproșăm nimic profesional și nu vreau procese de intenție, băi, am avut dintr-o dată senzația că este un alt Oprescu. Aceeași capacitate rapidă de a vorbi din vârful limbii, politețea ostentată, stilul ăla de a fi prieten cu toată lumea, hai să dăm cinciu cu Negoiță, azi, bă, da? Și m-am mai remarcat un lucru. În discursul de 4 minute, doamna Firea n-a amintit odată măcar numele candidatului coaliției la București. Și a doua chestiune, în momentul în care Negoiță, PSD-s fiind, a fost întrebat cu cine votează, a dat-o așa din poartă în poartă. La 6-6 în poartă în casă. Adică s-au dus toți pe o schemă cumva, băi, deci spui că nu există un consens, nu există un consens, poate există un consens între cei doi lideri, dar iată că mai sunt membri și de o parte și de alta care iată nu sunt atât de fericiți în situația. Stai să vezi când bubuie la Timișoara. La Timișoara, da, PSD-ul n-a avut niciodată mai mult de locul 3. Și să vezi când bubuie acolo, când vine Nica, Alin Nica, și spune foarte clar, băi, eu iau toți primarii și am trecut la Forța Dreptă. Tot ce înseamnă Alianța Dreapta Unită. Adică, până la urmă, trebuie să compatibilizezi niște ideologii. Este imposibil. Să compatibilizezi niște oameni care 34 de ani s-au uitat unul la altul peste ochelari. Hai să fim serioși. Bun, doamna Stoica, cum vedeți toată treaba asta cu listele comune? Până la urmă văd că există o paritate pe listă între cele două partide. Și iată, puteți face un comentariu și pe Primăria Capitalei, că n-am mai apucat miercuri să discutăm. Vă rog. Păi pe ceea ce înseamnă listele PSD-PNL, acest partid comasat român, vedem că este o listă fără cap și fără coadă, la fel cum e și guvernarea. Pentru că nu ni s-a comunicat niciun cap de listă și nici nu sunt listele finale în jos, din ceea ce am urmărit eu în declarație de domnul Ciolacu ieri. Deci nu avem o listă, nu avem un program, până acum nu am văzut decât o ceartă pe împărțirea funcțiilor, pentru că asta este tot ceea ce interesează și da, într-adevăr, la Primăria Capitalei n-au fost în stare să găsească un candidat din aceste două mari partide, cum se pretinde a fi, și sunt sigură că există oameni buni în ambele partide și au ales, da, într-adevăr, eu cred că PSD va avea doi candidați, un candidat va fi doctorul Cârstoiu și al doilea candidat va fi domnul Piedone, pentru că mai știm schema asta. Deci singurul pierzător va fi PNL, dar PNL astăzi, din păcate, nu mai are o autoritate, nu mai are o doctrină liberală și un vot pentru PNL reprezintă un vot pentru PSD. Noi, Dreapta Unită, ne-am lansat candidații la alegerile europarlamentare de aproape două luni. Pe dreaptaunită.eu găsiți și programul și candidații, iar în ceea ce privește candidații pe sectoare la municipiul București, de asemenea, i-am lansat de o lună și ceva pe majoritatea dintre ei, vor fi primarii în funcție, vor fi susținuți pentru a-și continua mandatul și la toate celelalte sectoare avem candidați foarte buni care sunt sigură că vor câștiga aceste primării, pentru că a venit momentul să nu mai vedem acest haos în București. Fiecare trage pe partea lui, nu-l vedeți pe domnul Negoiță care face haotic lucruri de capul lui, vedem că suntem în situația în care suntem cu traficul din București, tocmai datorită acestei dezvoltări haotice pe partea de imobiliare în ultimii 30 și ceva de ani, vedem că lucrurile
lucrurile nu se mișcă decât dacă vine cineva care are curajul să pună punct și să o ia de la capăt. Adică să dezvoltăm strategic, sustenabil în orașul acesta care este sufocat efectiv de mașini. Și lucrul ăsta a început să se întâmple în mandatul lui Nicușor Dan. Nicușor Dan, care în 3 ani aproape de mandat, pentru că un an a trebuit să se ocupe să scoată primăria din falimentul în care a lăsat-o doamna Firea, și apoi nici nu s-a terminat acești 3 ani și a făcut, spre exemplu, pe partea de termie, a schimbat 110 km de conducte, mai mult decât a făcut PSD la primăria capitalei în 12 ani. 12 ani, fie că a fost Oprescu, fie că a fost Firea. Deci despre genul ăsta de lucruri, pe partea de flotă auto pentru transportul public, ați văzut că avem peste 300 de autovehicule noi. Suntem și noi într-o țară capitală europeană, în București, și putem să luăm Google Maps să vedem cum ajungem într-o parte în alta și autobuzul ăla să vină la timp. Genul ăsta de lucruri care se simt bucureștenii, oamenii ca mine care trăiesc în București, care nu vin doar 2 zile pe săptămână aici, simt lucrurile acestea. Da, dar argumentul ăsta, doamna Stoica, argumentul ăsta cu extremismul stă în picioare? Pe mie mi se pare că este un pericol mai mic decât încearcă să ne facă să credem PSD și PNL. În sondajele noastre AUR este într-o stagnare și într-o ușoară scădere de un an și ceva. Deci faptul că PSD și PNL vor să ne facă să credem că nu există decât 2 variante, ori PSD pe galben sau pe roșu, ori extremism, este fals. Există o alternativă pentru o Românie modernă și aceasta este Alianța Dreapta Unită, care va fi pe buletinul de vot, oricât de mult au încercat deși să ne scoată de pe buletinul de vot, că să nu uităm. PSD a încercat să ne scoată de pe buletinul de vot și în alta curte de casație și justiție ne-a dat dreptate și vom fi pe buletinul de vot la alegerile din 9 iunie. Vă rog, domnule Gădăi. Bine, acum sper să-i spuneți distinției invitate să nu mă întrerupă, pentru că știu care obiceiul ăsta. Haideți să luăm cu începutul. Dacă îmi promiteți că nu mințiți, nu vă întrerup. Haideți să luăm cu începutul. Dumneavoastră a spus foarte multe minciuni și da, știți foarte bine că nu v-am întrerupt. Hai să începem cu începutul dumneavoastră, cu lista dumneavoastră de europarlamentari. V-a fost ușor, foarte ușor, pentru că din cei 5 ai dumneavoastră, 4 au plecat între timp. Adică voi care USR-ul vă duceați cu 5 europarlamentari la Bruxelles să faceți pentru România, v-ați pierdut pe drum. Interesul pentru România a trecut în plan secund. 2. Bucureștiul, chiar dacă eu vin 2 zile pe săptămână, nu s-a schimbat cu nimic. Ba, singura schimbare pe care eu o sesizez este desenul pe asfalt cu care am pânzit Bucureștiul Nicușor Dan, astfel încât să plătesc parcarea peste tot unde m-aș duce pe orice străduță. Atât. În rest, văd că oamenii plâng, văd că traficul este sufocant, nu s-a făcut absolut nimic în privința eficientizării traficului. Despre primarii de sectoare, mă bucur că dumneavoastră, cei de la USR, ați abordat o chestiune inedită. Adică la voi acum se poate cu penali în funcții publice, cu penali... Nu există, deci încetați, domnule Gdi, nu există un singur condamnat penal la USR, pe când în PSD și PNL vă cite 6 pagini de condamnați penal definitiv. Nu am spus de condamnat penal, am spus de inculpat penal. Doamna Clotilde, n-ați spus așa ceva, nu ați spus așa ceva. Deci fără penal în funcții publice la dumneavoastră... Imediat, domnule Bâlcea, stați puțin să se calmeze puțin. La dumneavoastră se transformă fără condamnați penali în funcții publice, am înțeles. Asta, deci nu, dacă îmi dați și mie un drept la replică, că trebuie să clarificăm acest lucru odată. Lucrurile, această struțocămilă, această struțocămilă care se încearcă pe partea dreaptă cu PMP-ul, cu Orban și cu Barna la Bruxelles, nu are decât un scop. Domnul Orban nu avea servici. E foarte greu să rămână fără servici, pentru că doar în politică a trăit și gândiți-vă că în situația în care se afla nu mai avea un viitor din decembrie 2024. Așa a inventat această struțocămilă care va fi undeva în jurul sub 10% la toate alegerile din România. Vă rog, dreptul la dacă eram o amenințare atât de mică, nu mai încercați să ne scoateți de pe buletinul de vot. Este clar că vă este frică de români și vă este frică de Alianța Dreapta Unită. În ceea ce privește fără penale în funcții publice, și aici inițiativa cetățenească pe care USR a strâns 1 milion de semnături din partea românilor, spunea un lucru foarte clar. Nici o persoană care a fost condamnată penal definitiv, da, nu poate ocupa o funcție publică. Același lucru scrie și în legea pe care eu am inițiat-o și care a fost
fost trecut în Parlament cu votul nostru al tuturor, care spune același lucru. Nici o persoană condamnată penal definitiv nu poate ocupa funcții publice. Este fix același lucru. Pe partea de locuri de parcare, Nicușor Dan a creat peste 40.000 de locuri de parcare, da? Ne-a civilizat, pentru că nu se poate să trăim în acest haos așa cum ne-au obișnuit. Să moderez discuția asta, că nu se înțelege nimic. Haideți să păstrăm totuși un dialog. Să termine domnul Gâdei ce are de spus. Doamna Stoica, știți că vă dau de fiecare dată dreptul la replică, plus că așteaptă și domnul Bâlcea să intervină. Păi mi-l dăduseți, am început să vorbesc și dânsul mă întrerupt. Domnule Gâdei, atunci o ascultăm pe doamna Stoica să-și termine ideea. Da. Vă rog. Spuneam că pe partea de fără penal în funcții publice, nu știu unde a început să mă bruieze domnul Gâdei, legea spune foarte clar, legea pe care eu personal am inițiat-o, că nu poate ocupa sau candida pentru o funcție publică o persoană care a fost condamnată definitiv. Asta am zis întotdeauna, pentru asta au semnat un milion de români și e foarte bine că este lege. Pe partea de locuri de parcare, Nicușor Dan a creat peste 40.000 de locuri de parcare. Iar pe partea de termie, oricine ar spune domnul Gâdei, se simte că bucureștenii nu stau la hotel, stau în casele lor și anul acesta au fost cele mai puține avarii. În permanență a fost funcțională rețeaua la 97,8%. Deci despre asta vorbim. Da. Vă rog, domnule Gâdei, foarte scurt să mă duc să-i dau cuvântul. 40.000 de locuri de parcare desenate cu creta pe asfalt e o mare operație. Nu v-am întrerupt. Doi, am înțeles, deci veți modifica legea sau veți da derogare astfel încât, Doamne ferește, în cazul unor condamnări cu suspendarea unor candidați de dumneavoastră, veți modifica și veți spune fără penali condamnați în funcții publice de la 5 ani în sus. Dom'le, cred că românii și-au dat seama de ipocrizia și de ironia cu care abordați problemele serioase din România și tocmai din acest considerent nu vă vor vota la alegerile de anul ăsta. Îmi pare rău, e o realitate. Românii o știu și o văd. Bun. Domnule Gâdei, o să vă dea românii nota de plată pe 9 iunie pentru toate creșterile de taxe. Doamna Stoica, așteaptă domnul Bâlcea de câteva minute să intervină. Eu am ascultat retorica, dar aș vrea să adaug ceva. Referitor la domnul Nicușor Dan, fiecare primar are un proiect de căpătâi, un proiect care rămâne emblema unui mandat sau unui parcurs al unui primar. Domnul Bolojan rămâne la Oradea cu infrastructura rezolvată, domnul Boc la Cluj rămâne cu un oraș viu, cu investiții în economie, mai ales în IT. Din păcate, domnul Nicușor Dan astăzi se laudă doar cu proiectele administrației trecute. Proiectele europene câștigate de administrația trecută sunt implementate în acest moment. Aici e marea ipocrizie a USR și sunt de acord că e nevoie de proiecte. Bucureștenii au auzit foarte multe politică în aceste zile și n-au auzit soluții. Când ai cel mai mare buget din Uniunea Europeană, din istorie, din banii europeni, 80 de miliarde de euro, cel mai important oraș trebuie să-și ia partea leului. Și nu am văzut din partea lui Nicușor Dan astăzi un proiect pentru București. Eu atât am vrut să spun pentru că dacă îmi permiteți foarte mult. Stai puțin că vreau să așa lucrurile pentru că adevărul trebuie să fie spus. Păi nu că ați spus niște neadevăruri. Deci majoritatea proiectelor pe care Nicușor Dan le implementează sunt pe PNRR, deci nu exista PNRR mandatul anterior. Asta este pur și simplu o minciună. Pe partea de reabilitare termică, pe partea de reabilitare seismică, pe partea de transport public, astea toate sunt pe PNRR. Da. Doamnă, dacă dumneavoastră așa spuneți, probabil cetățenii vor hotărâ acest lucru. Pe de altă parte, domnule Bâlcea, acum dumneavoastră, mă rog, până să fie discuția și să fie stabilită treaba asta cu candidatul comun, până acum veneați cu a treia cale. Păi a treia cale e cam tot prima cale, că trei ani și ceva l-ați sprijinit pe Nicușor Dan. Unde mai pun că aveți și primar, mă scuzați. Da, viceprimarul nu este primar în funcție, iar atribuțiile viceprimarului... Viceprimar care avea atribuții pe trafic, culme. Doamnă, eu nu v-am... Doamnă, să știți că obrăznicia nu ține loc de argumente. Aici e o greșeală dumneavoastră, dar vă las să faceți această greșeală. Haideți să încetăm cu atacurile la persoană, vă rog. Nu e un atac la persoană, e o constatare. Ați făcut o obraznică pe doamna Stoica. Păi, îmi cer scuze...
Eu încerc să mă apăr și să nu o jignesc pe doamna Stoica, dar eu cred că obrăznicia, repet, nu ține loc de argumente. Referitor la susținerea domnului Nicușor, da, în 2020 a existat o susținere, câștigarea primăriei a născut și o mare speranță în domnul Nicușor Dan. Astăzi vedem mare dezamăgire lângă dânsul, în zona dânsului, pentru că nu a reușit nici măcar să dea o identitate Bucureștiului sau o altă direcție. Sunt multe lucruri care se pot spune, dar un primar într-un mandat de 4 ani de zile măcar dă o direcție unui oraș. Măcar domnul Orban e consecvent, că Nicușor Dan a câștigat cu sprijinul PNL-ului condus de Ludovic Orban la acea perioadă. Acum, cu Forța Dreptei, cu USR, practic e consecvent, domnul Orban. Vă aduceți aminte că USR îl făcea pe domnul Orban la un moment dat? Asta știu, asta am încercat politic. Și eu să aflu cum s-a ajuns în coaliție. S-au mai schimbat lucrurile între timp, s-au mai uitat la termenul de garanție. În politica 1 cu 1 nu fac 2. Sabin, te rog, poate reușești să faci puțină ordine în discuție, te rog. Pe mine mă distrează un pic discuția asta despre parcările din București. Eu înțeleg că toată lumea vrea să parcheze gratis, dar eu n-am văzut oraș în Occident, oraș mare sau capitală, în care se duce pe o străduță să-ți lași mașina. Veniți în Cluj dacă vreți să înțelegeți Bucureștiul. Aici, pe fiecare străduță, parchezi sau ai abonament. Este un serviciu public care se plătește, dar aici deja discutăm despre total altceva. Adică să dai o identitate Bucureștiului în 4 ani, să fie cu iertare. Nu există comună, vă dau comuna Ciugud. A fost nevoie de 2-3 mandate ca să dai acea identitate, da? Acel reper recunoșibil. Despre asta discutăm. Da? Pe mine mă miră nebunia asta cu Bucureștiul și vă spun un lucru. Bucureștiul este, dacă vreți, o pată pe obrazul României, pentru că în 34 de ani discutăm doar acum de înlocuirea unor țevi care au 60-70 de ani. Nu s-au înlocuit țevile. S-au făcut, asta văd eu, da? S-au făcut excursii la Athos, excursii în Grecia, excursii la Moaștele Sfintei Paraschiva, la femurul Sfântului Văsălie. Adică o grămadă de chestiuni de genul ăsta care au fost mai mult un fel de cotcodăceală. Bun. Vorbiți despre cum s-au aliat acum Orban cu nu știu cine, dar păi dacă mi-amintesc bine, păi, Rareș Bogdan spunea foarte clar, niciodată vreun PSD nu va veni la noi. Ciolacu spunea și el, dom'le, PNL-ul este de groază. N-are sens să... Adică, dintr-o dată, discutăm, știți, de pe niște poziții etice de sfinți. Nu există partide de sfinți și partide de unci. Există interese comune care pot fi electorale, pot fi sociale, pot fi politice, ideologice. Știi ce nu Dar înțeleg noi nu, eu? Niciodată nu le luăm... Știi ce nu înțeleg eu, Sabina? Apropo de primăria capitalei, acum am deviat de la subiectul europarlamentarilor, dar na, cumva se leagă că vor fi alegerile în același timp. Știi ce nu înțeleg eu? Eu mi-l amintesc clar pe Nicolae Ciucă, chiar la Prima News, în emisiunea lui Ionuț Cristache. Dacă nu mă înșel, cred că mi-amintesc exact și luna, în luna noiembrie 2023, în care public îi propunea lui Nicușor Dan, domne, noi o să-l susținem pe actualul primar dacă se înscrie în PNL. 2 luni mai târziu, PNL nu-l mai susține pe Nicușor Dan și a numărat și nerealizările. Adică aici e, știi, conferința aia de presă, domnule, numai nerealizări la Nicușor Dan. Păi atunci voiați să susțineți un om care știați că nu a realizat nimic, așa cum spuneți acum. Adică, domnule Bâlcea, poate reușiți să ne explicați treaba asta, că e liderul dumneavoastră de partid, vă rog. E posibil, eu n-am auzit declarația domnului Ciucă. Păi dăm un search pe Google. Nu e problemă, nu asta e discuția. Dacă dânsul a spus acest lucru, nu ar fi fost o problemă. E clar că mesajul cred că a fost altul. Intră într-o echipă, domnule Nicușor Dan, încearcă să înțelegi niște mecanisme administrative, încearcă să vii cu proiecte și odată cu intrarea în această echipă, parcursul va fi unul comun. Păi da, dumneavoastră o aruncați așa neant, intră într-o echipă. Păi nu era intră într-o echipă, în orice echipă, era intră în echipa noastră, adică intră la PNL, n-a aruncat-o așa general, intră și tu într-o echipă, că atunci poate intra la USR, domnul Nicușor Dan. E alegerea dânsului, dar când ușa este deschisă și un om nu vrea să intre, nu-l poți obliga. Mai și mai mult, dacă și face greșeli, e clar că trebuie să faci un pas în lateral da, și dacă, să-l lasă și vadă de dar dacă Nicușor Dan accepta propunerea aceasta, acum îl susțineați, avea realizări sau...
E posibil ca Nicușor Dan, odată cu acceptarea unei echipe, accepta și sugestiile unei echipe, accepta și ajutorul unei echipe, accepta să intre într-o echipă, nu numai el ca persoană, ci și munca lui și mecanismele din primărie. Pentru că acest lucru, de fapt, s-a întâmplat. Domnul Nicușor Dan n-a mai ținut cont de susținerea pe care a avut-o, inclusiv cea politică, și mai mult a luat primăria pe nume propriu. Iar o primărie ca București se conduce într-o echipă cu mai multe mecanisme, inclusiv în relația cu primarii de sector. Domnule Gădei, vă amintiți declarația lui Nicolae Ciucă de anul trecut? Nicolae Ciucă? Anul trecut îi spunea lui Nicușor Dan să se înscrie în Partidul Național Liberal. Știți dacă vrea susține. Ne cramponăm în trecutul recent. Eu cred că viitorul ne aparține și cred că cu toții politicienii responsabili am tras învățăminte extrem de interesante din trecut și chiar din trecutul recent. Faptul că în România se naște o forță politică extrem de puternică și coerentă, nu cred că este un lucru rău, dimpotrivă, este un lucru benefic pentru România și asistăm poate la o etapă de modernizare a ceea ce înseamnă cele două partide mari, în care orgoliile mici dispar și interesul național primează. Cred că spre asta ne îndreptăm și asta îmi doresc din tot sufletul să se întâmple în politica românească. Românii, hai să vorbim despre modernizare. Românii vor aprecia și cred că politicienii vor avea datoria în perioada imediat următoare să discute și să cât mai mult despre necesitatea acordării votului util și nu a unui vot din ură, din frustrare, din neștiință, neinformare. Cred că votul util este cel care ne va deschide viitorul european al României, așa cum ni-l dorim noi, cele două partide mari de la guvernare. Sabin, te rog, voiai să intervii după care îi dau cuvântul și doamnei Stoica. Parcă sunt descriitor de discursul, dar eu vă amintesc apropo de modernizare și se răspund și domnului de la PNL. Adică vrea să-i dați ore remediale lui Nicușor Dan. Domnule, n-ai fost prosus până acum, dar las că să arătăm noi cum se face, ai una la mână. Și doi, vorbim de modernizare, păi și vorbim despre o forță care merge spre modernizare, coaliția, nu știu care, când ați încurajat traseismul. Vă amintesc două exemple. Trei voturi lipseau în Spania ca să poată să facă popularii majoritate guvernamentală. Ei bine, în loc să culeagă, să cumpere parlamentari din celelalte partide, au preferat să negocieze inclusiv cu partide care păreau de nenegociat. În Germania, când creștini democrații aveau nevoie de două voturi ca să facă majoritate în Parlament, ei bine, n-au accesat tot felul de cumpărături de astea din Parlament, traseiști, etc., și au preferat să zică, ok, cu inamicul nostru, cu adversarul nostru ideologic, da, cu socialiștii, vom veni și vom face guvernul, adică pe baze etice. Așa că nu știu care a trecut de la nu știu cine, e o vânzoleală. Gândiți-vă că nu știu cât la sută, vreo 30% dintre parlamentarii din România au fost într-un partid și acum sunt într-altul. Atunci fac și eu așa, ca în Caragiale. Eu cu cine votez? Că degeaba votez cu PNL-ul dacă merge votul la PSD sau invers. Pur și simplu, problema știți unde vine? De la sinceritate. Putea să fiți, da, partidele astea mari, istorice, mă rog, recent istorice, da, să vă zici, dom'le, avem o problemă. Uite, nu suntem în stare să o rezolvăm, credem că am greșit acolo, dar niciodată n-am văzut din partidele astea mari, mai puțin treabă să-i spun, dar care să spună, dom'le, aici am greșit. Dar uite, am greșit, sunt om, uite, repar chestiunea asta, pot să plătesc electoral pentru asta. Tot timpul ni s-au vândut toate eșecurile ca pe niște victorii incredibile în care poporul nu e așa, dă-i să meargă secele ciocat. Da. Nu, tocmai pentru că am ieșit din retorica metehnelor vechi ale partidelor politice, ne aflăm în această situație în coaliție atunci când încercăm să identificăm modele noi pentru politica românească, dar aceste... Care modele noi când ați legiferat traseism? Vorbesc acum două săptămâni ați legiferat traseism. Vorbesc de doamna care a fost propusă să deschidă lista la europarlamentare. Nu, vorbiți despre traseism.
Da, aici aveți o mare, mare dreptate și sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Tragiful, da. La un moment dat, ar trebui toți politicienii să ne oprim, ori să lăsăm la liber pentru toți, pentru că eu nu știu de ce un primar, dacă pleacă de colo-colo pentru comunitate, că primarul nu face politică, face treabă, este imediat taxat de lege, iar parlamentarul Hodorong Tron poate să mute în fiecare zi un alt partid și nu taxează nimeni. Păi stați, domnul Gădei, dar nu mai există o ideologie. Un primar implementează niște măsuri acolo. Pot fi măsuri de stânga, social-democrate? Nu, primarii fac treabă. Primarii fac treabă, școli, drumuri, apă, au necesitățile cetățenilor acolo. Primarii foarte puțină politică fac. Da, politica se face la București și la vârful județelor. Deci ideologia de stânga sau de dreapta nu se aplică în cazul primarilor. Ideologiile, așa cum spuneți, știți foarte bine că e foarte mult de discutat acum de măsurile pe care PSD-ul le promovează. Nu mai avem timp, din păcate, și vreau să-i dau și doamnei Stoica cuvântul. Vă rog. Eu sunt de acord cu domnul Gădei că în România s-a născut o forță, dar această forță este Dreapta Unită. Este singurul vot pentru o Românie modernă, pentru că PSD și PNL sunt două partide vechi care și-au dovedit limitele în gestionarea României în acest 30 ceva de ani în care au fost la guvernare, da? Și românii, pe 9 iunie, le vor da nota de plată pentru toate creșterile de taxe din ultimul an, pentru taxa de boală care este și astăzi în vigoare. Deci nu mai au nicio cădere să vină să-i spună acum că s-au reformat. Păi n-au făcut nimic 30 ceva de ani. De unde să facă dintr-o dată? De unde până unde? Da. Bun, vă mulțumesc, doamna Stoica, îi mulțumesc și domnului Ghidei, domnului Bâlcea, Sabin, îți mulțumesc. Doamnelor, domnilor, vă aștept după o scurtă pauză cu titlurile orei 13 și o nouă rundă de dezbateri. Am revenit în direct, doamnelor, domnilor, cu titlurile orei. Mihai Tudose și Rareș Bogdan deschid lista Alianței PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare de pe 9 iunie. Din partea PSD, pe listă se mai află Gabriela Firea, Claudiu Manda, Victor Negrescu și Vasile Dâncu. De partea cealaltă, și Partidul Național Liberal și-au anunțat lista Adina Vălean, Daniel Buda, Siegfried Mureșan și Gheorghe Falcă. O să îi ascultăm și părerea lui Ionuț Cristache, realizatorul emisiunii La Final, la începutul celei de-a doua ore de dezbateri. Premierul Marcel Ciolacu a precizat că a dat spre analiză propunerea privind eventuala închiderea supermarketurilor în weekend pentru a vedea care este impactul unei astfel de propuneri. El a mai spus că e o decizie în acest sens și că una nu este una ușoară. Dan Ilie Morega nu pare a pune prea mare preț pe lege. Fostul prefect de Gorj are un nou dosar penal după ce s-a urcat la volan, deși are permisul retras și a lovit o mașină în Târgu Jiu. Pe numele său a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul de către o persoană al cărei permis de conducere a fost retras. Premierul Sloveniei, Robert Golob, a lăsat deschisă posibilitatea de a-l sprijini pe președintele Klaus Iohannis pentru șefia NATO, spunând că împărtășește din punctele de vedere ale președintelui Klaus Iohannis vis-a-vis de regionalitatea pozițiilor de conducere. Liderii UE au ajuns la un acord joi seară de principiu pentru a rechiziționa o mare parte din portofoliile excepționale generate de activele rusești înghețate și a le da Ucrainei, relatează The Guardian. Mai multe organisme independente ruse au efectuat numărători într-o încercare de a stabili amploarea unei fraude electorale în alegerile prezidențiale în care Vladimir Putin a câștigat al cincilea mandat cu un scor de peste 87%, cea mai importantă fraudă din istoria alegerilor ruse. Acuzația este lansată de Organizația de Observare a Alegerilor interzisă înaintea scrutinului. Cea mai importantă retrospectivă dedicată operei lui Constantin Brâncuș are loc în Franța. Un omagiu adus părintelui sculpturii moderne este organizată la un muzeu din Paris în parteneriat instituțional cu Institutul Național de Institutul Cultural Român și cu Ambasada României în Republica Franceză. Va avea loc în perioada 27 martie 1 iulie. Continuăm cu sport. România primește vizita Irlandei de Nord pe Arena Națională vineri de la ora 21:45.
în primul test de pregătire al tricolorilor înainte de Euro 2024. Partida este transmisă în exclusivitate pe Prima TV și pe primaplay.ro. Ca de obicei, încheiem cu informațiile meteo. Vremea va deveni normală din punct de vedere termic în majoritatea regiunilor. Va ploua slab în Crișana, Maramureș, în Transilvania și posibil în Banat și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 16 grade, iar cele minime între minus 4 și 6 grade Celsius. Discutăm, doamnelor, domnilor, pe lângă lista pentru europarlamentare, despre plafonarea daosului comercial și despre inflația din România și avem și o întrebare pentru dumneavoastră cei de acasă. Cât de bine funcționează plafonarea daosului comercial în contextul în care România are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră pe pagina de Facebook Prima News sau pe numărul de WhatsApp. Luăm o scurtă pauză și revenim la dezbatere. Am revenit în direct și vă spunem că o să mai abordăm puțin subiectul din prima parte a emisiunii, ca să-i aflăm și părerea colegului Ionuț Cristache, care este la telefon, realizatorul emisiunii La Final. Salutare, Ionuț! Salut, Andrei! Ionuț, de la femeia independentă, nu s-a... Și plină de bani. Exact, exact. Doamna Chiriac a dispărut așa de pe listele coaliției. Mihai Tudose și Rareș Bogdan ocupă locul respectiv. În locul femei independente. Da. Cu gândire liberală femei... și profesie social-democrată, sigur. Da. Acum putem să o ținem în registrul ăsta comic sau putem să ne uităm la realitatea asta a listei și să admitem că în sfârșit cele două partide se întorc la firesc. Și anume să pună pe listă, cap de listă, dintre Rareș Bogdan și Mihai Tudose, doi membri de partid, doi prim vicepreședinți. Da. Asta e firesc. Până la urmă, asta e sensul partidelor politice. Să aibă o bază de selecție, să propulseze niște nume și să-și asume, care să-și asume politicile și ideologia partidelor pe care le reprezintă. Eu am criticat volta asta, elanul ăsta și de stânga și de dreapta, dar susține independenți și la capitală, și la europarlamentare, și probabil și la președinție. Ne-am trezi, sau poate nu, că în sfârșit și-au dat seama de falimentul acestor idei. Dar exista șansa să ne fi trezit cu un candidat independent susținut de Nicu și Marcel, nu? Și până la urmă toată lumea se întreabă cu bună dreptate care mai e noima partidelor politice și care mai e oferta lor până la urmă. Deci, în sfârșit, mi se pare că cele două partide revin la... se uită, în sfârșit, la soluții în interiorul partidelor. Acum, că sunt mai bune, că sunt mai proaste, că sunt mai colorate, că sunt mai ridicole, că sunt mai într-un registru sau altul, asta rămâne să stabilească electoratul. Dar, în sfârșit, mi se pare că cele două partide sunt reprezentate de cine ar trebui să fie reprezentate, de oameni din interior. Da. Cum vezi până la urmă lista? Pentru că s-a discutat mult la un moment dat dacă va exista paritate pe lista asta. Bineînțeles, în funcție și de scoruri, PSD stătea ceva mai bine la scorul electoral, PNL știm în ce situație se află din perspectiva asta. Până la urmă văd un soi de paritate aici, nu? Da, asta e concesia pe care PSD o face PNL la ora asta când vorbim, deși lucrurile cred că sunt într-o dinamică și cred că se negociază pe mai departe niște concesii nici dinspre liberal, pentru că nu poți vorbi de paritate în condițiile în care sondajele obiective, atât cât pot fi ele obiective în țara asta, situau PSD undeva la 30% și PNL undeva la 20%, deci un decalaj de 10% care cumva trebuie acoperit cu negocieri ulterioare pe alte zone. Că până la urmă riști din nou să ne mulțumești activul de partid și să creezi animozități și să... care ele deja oricum există și se manifestă public. Deja am văzut o felul de declarații de la est la vest și de la nord la sud cu primari care nu fac campanie PSD și primari PNL care nu fac campanie PSD și primari PSD care nu fac și tot așa. Și neînțelegeri pentru Consiliul Județean. Deci, din start, vrei să faultezi
coaliția asta PSD-PNL-istă în percepția maselor de activului de partid PSD. La urmă, ce îi spui lui Gigel din Frecăței, președinte de organizație, omului n-a avut loc pe listă pentru că a trebuit să-i dai în echilibru și la paritate PNL-ului. N-ai niciun soi de argument. De cealaltă parte, și cei de la PNL știi cum e. Poate să comande ce sondaje vor și să-și maximizeze fictiv niște procente. E și foarte greu să le cântărești și să le vezi, să vezi adevărata realitate sociologică. Ce sondajele până la urmă? O poză de moment. Asta se pot inversa oricând. Dacă plecăm de la situația momentului, cum spuneam, da, e un decalaj pe care nu știu cum, cade din nou în sarcina lui Marcel Ciolacu să țină în frâu nemulțumitele PSD-iste. Bun, hai să ne uităm puțin pe listă, să vedem și restul candidaților. Deci avem așa, lista comună. Mihai Tudose, Rareș Bogdan, Gabriela Firea pe locul 3. Asta a obținut Gabriela Firea, cum vezi? Adică un loc eligibil până la urmă. Mi se pare destul de trist că Gabi Firea nu poate fi consecventă cu propria ei persoană în decurs de 24 de ore. După ce a fost pusă să cânte în deschiderea doctorului Cristoiu și să declare la finalul acestei lansări eșuate că nu acceptă premii de consolare, iată că până la urmă a acceptat. Deci voința partidului a fost cumva mai puternică decât voința proprie. A trebuit să mulțumesc cu acest premiu de consolare. Da, eu m-aș uita mai atent la lista liberală, că la PSD mari surprize nu sunt în afară de Gabriela Firea, dar liberalii totuși au un comisar în funcție, pe Adina Vălean, un comisar destul de performant, decent în apariții publice, s-a ocupat și de coridoare umanitare, a avut tot felul de... a punctat la capitolul imagine în perioada războiului. E de-abia pe locul 9, dacă luăm lista la paritate, și undeva pe locul 5, cred, sau 4, pentru dacă luăm listele individual, cumva, pe lista liberală. Până la urmă, destul de ridicolă situația. Adică ai un comisar în funcție, repet, cu toate bilele albe de care vorbeam, și îl izolezi undeva în locul 4-5, în loc să îl pui cap de listă, și să pe lista comună e pe locul 6, din câte văd. Pe care loc? Pe locul 6, că ar fi Mihai Tudose 1, Rareș Bogdan 2, Gabriela Firea 3, Dan Motreanu, Claudiu Manda al 5-lea și de-abia după aceea Adina Vălean. Eu aveam altă listă, înseamnă că am mai operat pe ea. Chiar și așa, adică cu ce se califică Rareș Bogdan în afară de zgomotul politic pe care îl face înainte comisarului Adina Vălean? Adică ai crede de la rece, dacă iei obiectiv situația, că te recomandă pentru funcția de comisar niște vaturi politice și profesionale care ar trebui valorificate de partid. Și logica listei ne arată că e fix invers. Nu contează în ce funcție ajungi, nu contează cât de bine ești văzută la Bruxelles, contează până la urmă ce decid corifeii de la București. Și atunci te întrebi, la alegerile europarlamentare, este despre alegerile europarlamentare și despre miza politicilor bruxeleze sau mai degrabă despre intrigile de la București? Adică să ai un astfel de om și să-l, repet, să-l pui pe treptele 4, 5, 6, 7, câte sunt, mi se pare o politică relativ bizară și în raport cu partenerii noștri europeni, că ce-i spui Ursulei până la urmă, ce mesaj transmiți celor care conduc comisia, că comisarul ei e ce? Da. E performant, dar e performant de locurile 4-5 și activului de partid ce îi spui? Că e mai bun Rareș Bogdan decât Adina Vălean? Da, și spuneai de lista PNL pentru europarlamentare, că aici sunt niște lucruri. Știi că la un moment dat se discuta de Alina Gorghiu, de Raluca Turcan, ce s-a întâmplat cu cele două? Păi la celebra ședință de la Vila Lac de acum două nopți, cele două care se visau europarlamentare l-au încolțit pe generalul Luciu, că l-au prins într-o semi-ambuscadă așa și au încercat să se pună pe listă, măcar pe locuri fie ele și neeligibile, că în logica alegerilor parlamentare sau în logica viitoarelor numiri din guvern,
Rareș Bogdan, posibil Dan Motranu ar fi venit pe funcții ministeriale sau chiar candidați pe liste parlamentare. Și astfel sorții cumva le-ar fi zâmbit într-o a doua etapă a reîmpărțirii posturilor. Dar Nicolae Ciucă s-a folosit de argumentul Ciolacu. Domnule, am agreat cu Ciolacu că ministrii din guvern nu vor fi pe listă, să nu destabilizăm activitatea guvernamentală, și a reușit să iasă din ambuscada de care vorbeam. Da, nu s-au calificat tura asta, poate tura viitoare. Da. Da, observ că cu toții încearcă să fugă din țară. Avem niște de la președintele Klaus Iohannis, care e într-o disperare să-și găsească un loc de muncă prin afară, să părăsească țara pe care se presupune că a reformat-o timp de 10 ani, până la miniștrii săi, Alina Gorghiu, sub tutela cotrocenistă, doamna Turcan, președinte PNL Sibiu. Deci toți dau din coate stânga-dreapta să o taie din țara asta. Da. Păi n-au construit o Românie normală, o Românie a lucrului bine făcut. De ce dracu ai vrea să fugi din ea? Da. Ultimul loc, Marea Mareș. Prințesa Barabulelor, da. Mie mi se pare că Marea Mareș este definiția supraviețuirii în politică. A supraviețuit sub Ludovic Orban, a supraviețuit sub Florin Câțu și iată, ne dovedește că se supraviețuiește și chiar excelează la capitolul ăsta în mandatul lui Nicolae Ciucă. O domnișoară la momentul alegerii în Parlamentul European, cel mai tânăr parlamentar 24 român. 24 de ani, da. Și de atunci e într-o continuă ascensiune politică, fără a avea neapărat o activitate politică care să o recomande, în afara, probabil, a banilor pe care tăticul îi pompează în PNL, sub formă, bineînțeles, de donații și alte cele. Adică e eterna președinta TNL, a Tineretului Național Liberal, și veșnic în funcții. Ba consilier guvernamental. A fost consilierul lui Câțu, nu? Poftim? A fost consilierul lui Câțu când era premier. Sigur că da. Sigur că da. Păi asta zic, ba consilier guvernamental, ba candidat la parlamentare, ba candidat la europarlamentare. Eu cred că mai bătrânii liberare ar trebui să-și ia notițe de la tânăra urmașa lui Brătianu. Ce traseu totuși, adică de la 24 de ani a știut ce face și... Și cu siguranță, dacă nu va fi un loc eligibil și 22, greu de presupus că cel mai probabil PSD-PNL împreună vor lua 17 cu redistribuire, hai, 18 locuri, cu siguranță se va regăsi în viitorul, în viitorul legislativ, adică da. Nu e nicio problemă. Se întoarce deputată sau... Da. Bine. Rămâne deputată, da. Rămâne, da, corect, rămâne deputată, mai bine spus. Da. Mulțumesc, Ionuț, te urmărim duminica aceasta la... Numai bine. Manios. Doamnelor, domnilor, mergem mai departe. Imediat o să ni se alăture și Marius Humelnicu din partea Partidului Social Democrat. Îl avem pe Remus Negoi din partea USR prin Skype. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, vă mulțumesc și eu. Domnule Negoi, odată cu intervenția dumneavoastră, vă propun să schimbăm și subiectul. Eurostat a confirmat zilele trecute că România are cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană. Fix în ziua respectivă în care Eurostat a confirmat aceste date, a ieșit premierul cu niște declarații că vom prelungi adaosul comercial, ne vom gândi la noi scheme de plafonare și pe zona de energie, cel puțin până în 2026, cu tot felul de compensații, tot felul de lucruri. Și din moment ce avem o inflație atât de mare, repet, nu atât de mare, cea mai mare din Uniunea Europeană, ne întrebăm firesc dacă funcționează sau nu funcționează măsura asta. Adică, bun, poate la anumite alimente, la alea de bază, poate au mai scăzut prețurile, dar acum ce să facem? Mai facem curățenie prin casă? Mai mâncăm și alte lucruri care nu se încadrează în lista respectivă? Și atunci, bineînțeles, pe alte categorii de produse, poate pe servicii, prețurile au luat-o mult în sus. Știți ce e culmea? Că nici măcar la alimentele de bază nu au scăzut prețurile. Și asta nu o spunem noi, o spun statisticile. Și nu o spunem noi din opoziție, nu o spunem noi neapărat USR, cu toate că se vede cu ochiul liber, o spun inclusiv PSD-știi. Într-un comunicat oficial din ianuarie,
PSD-ul domnului Marcel Ciolacu a afirmat că prețurile alimentelor plafonate sau prețurile coșului pentru care a existat plafonarea respectivă au crescut cu numai 3,8%, spuneau dumnealor la momentul acela. Nu mai departe de anul trecut, atunci când plafonarea a fost prezentată ca pe un mare, un imens succes al PSD-ului sau al guvernului PSD-PNL, cei din Consiliul Concurenței afirmau tot oficial că prețurile în urma acestei măsuri de plafonare vor scădea cu cel puțin 4%. Și aici vedeți ghilimelele, adică eu citesc din ceea ce spuneau dumnealor la momentul acela. Bun, n-au scăzut prețurile cu atâta. Era o minciună sfruntată de la început. Nici măcar n-au rămas plafonate. Ele au crescut în continuare. Păi atunci, cum să nu crească și rata inflației? Și pentru că noi, a doua oară la rând, a doua lună la rând, noi, România, suntem pe locul întâi în Europeană la inflație, înseamnă că absolut nicio măsură pe care guvernul acesta a luat-o nu este benefică pentru români. Este benefică doar pentru buzunarele lor, ale guvernului pe care îl conduc. La fel ne uităm pe cifre. Gândiți-vă că au avut ticăloșia de la 1 ianuarie de a mări acciza la carburant. Păi când iei măsura asta, nu trebuie să fii neapărat economist, ca să înțelegi că în lanț toate prețurile vor crește. În condițiile în care de 2 ani de zile prețul în Uniunea Europeană sau prețul mondial, dacă ne referim la petrolul brut, a scăzut, notați sau să notăm foarte bine, cu 74%. Deci din 2022, începutul lui 2022, față de momentul în care suntem, prețul la petrolul brut a scăzut cu 74% la nivel mondial. În schimb, guvernul ce a ales să facă? Să mărească din nou de la 1 ianuarie acciza și mai are de gând ca și de la 1 iulie să o mărească din nou. Păi, e clar că nu au cum să înțeleagă sau, dacă înțeleg, au o mare ticăloșie în a pune pe umerii tuturor românilor creșterile acestea de taxe, în așa fel încât ei să-și susțină toate sinecurile și toate cheltuielile exacerbate pe care le au la bugetul de stat. Vreau să-l salut și pe Marius Humelnicu din partea Partidului Social Democrat, se alătură dialogului. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnule Humelnicu, avem cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană. Vedem și noi cifrele, Eurostat a confirmat recent. Noi o ținem în continuu cu plafonarea asta, plafonarea daosului comercial, ne gândim la prelungirea ei. Bun, Marcel Ciolacu știm că a salutat amendamentele PSD vis-a-vis de actul ăsta normativ. Și mai mult, se duce și pe zona de energie, va continua plafonarea aceasta și promite foarte multe lucruri. Și acum ne întrebăm cu toții, avem cea mai mare rată a inflației, funcționează sau nu funcționează măsura respectivă? Și dacă nu funcționează, de ce o mai ținem sau de ce nu o modificăm? Cred că dacă facem o analiză și ne uităm într-adevăr la întreaga imagine și o vedem nu politic, ci o vedem efectiv economic, noi spunem că funcționează. Și dați-mi voie să vă spun așa. Deci avem cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, 3,2%. Așa. După care ne uităm pe balanța comercială și suntem față de anul 2022. Am închis undeva cu 5 miliarde mai mult față de anul 2023. Deci în 2023 avem 28,9 miliarde de euro a importuri față de exporturi. Ceea ce înseamnă că, fiind pe un trend descendent de 5 miliarde, dacă continuăm acest trend, cu siguranță va fi mult mai bine pentru România. După pentru care, România, având în vedere că importăm, înseamnă că importăm materie primă, care are într-adevăr un cost mai mare și atunci produsul finit este mai mare și atunci și aceasta generează inflație.
Dacă vreți, din punct de vedere al măsurilor pe care noi, ca Partid Social Democrat, l-am luat împreună cu coaliția PSD-PNL, sunt măsuri foarte bune. Hai să spunem că inflația este 7%, nu-i cu două cifre, e 7%. Și acele măsuri, acele scheme de ajutor pe ce înseamnă plafonare, gaz, energie electrică, a ajutat atât românul, cetățeanul de rând, cât și economia. Și într-adevăr, noi credem că dacă ne gândim la o economie puternică, da, pot fi de acord că într-adevăr nu intervin în piață. Dar când avem pandemie, când avem un conflict militar, cu siguranță guvernul trebuie să gândească și la plafonarea alimentelor de bază, cât și tot ce ține de gaz și într-adevăr ar trebui să menținem această niște amendamente, domnule Fumelnicu, haideți să le luăm pe rând. Unul la mână, mi-ați explicat niște lucruri economice care, de acord, sunt foarte bune și pentru România, de acord, sunt niște lucruri bune. Pe de altă parte, românul de rând se duce la magazin, după ce s-a uitat la știri și vede pe toate titlurile, sau uitați cum e acum la noi, vă vede pe dumneavoastră, îl vede pe Marius Fumelnicu din partea Partidului Social Democrat, care spune că avem o inflație de o cifră, de 7%. Și oamenii se gândesc, uite domnule, a scăzut inflația în România. După care se duc la magazin și ce să vezi, plătesc mai mult față de cât plăteau luna trecută, pentru că o scădere a inflației, probabil sunteți de acord cu mine, nu înseamnă o scădere a prețurilor. O scădere a inflației înseamnă o scădere a ritmului în care cresc prețurile. Corect. De aceea, în România, inflația a scăzut, într-adevăr, la o cifră, însă prețurile alimentare s-au scumpit, tot cu o cifră, cu peste 4%. Serviciile chiar mai mult, chiar cu două cifre, undeva la 11%. Adică oamenii, cred că asta ar trebui să înțeleagă, unu. Doi la mână, ați venit cu argumentul cu războiul. Păi, de acord, avem un război la graniță, evident, toată economia este afectată, cum toată Europa a fost afectată într-o măsură sau alta de războiul ăsta. Dar vă dau eu exemple de câteva state, graniță cu Rusia acolo. Păi uitați, vă dau exemplu Estoniei, care de la inflație de peste 20% a scăzut la 2%. Noi de la 16% am scăzut la 7%, da? Vă dau exemplul Lituaniei, care tot la fel, de la peste 20% a scăzut la 1%, 1,1%, o chestie de asta. Și tot așa, adică exemplele pot continua. Unde mai pui că Banca Centrală Europeană se pregătește să coboare dobânda cheie la nivel european, tocmai că inflația a scăzut în regiune, a scăzut în Uniunea Europeană și în zona euro mai ales. Și atunci ne întrebăm la noi ce facem greșit față de statele celelalte, adică... Nu credem, dacă îmi dați voie, corect tot ceea ce ați spus dumneavoastră. Eu nu am spus că este cea mai mică, ci într-adevăr este 7%, dar nu e cu două cifre. Da. Că într-adevăr ne afectează conflictul militar și asta e o realitate. Da. Și că plafonarea, măsura plafonării adaosul comercial este una foarte bună. De ce? Am fost și eu, să știți, ca fiecare cetățean și fiecare român, să întreb și eu să văd cât e o franzelă. 1,3 lei. Păi, mergeți în Franța să vedeți dacă găsiți, sau în Germania, o pâine cu 1,3 lei. Da? Cât e euro înseamnă? Și atunci noi spunem că măsurile... Corect. Noi spunem că măsurile acestea sunt foarte bune. Ceea ce trebuie să facem, da? Într-adevăr, trebuie să... la materia primă pe care o avem în România, dacă vorbim de agricultură, să procesăm pentru a crea produs finit de calitate și să putem să-l exportăm. Într-adevăr, dacă vorbim de industria de apărare, același lucru cum a anunțat domnul Marcel Ciolacu cu prim-ministru legat de acea fabrică de pulber pe care ar trebui să o avem, pe care nu o avem din păcate, și atunci vom putea spune că da, vom avea un produs finit pe care îl vom da pe piețele emergente. După care vorbim de tot ce înseamnă, dacă vezi, industria de farmacie, în care să producem într-adevăr medicamente astfel încât să putem să avem exporturi, și atunci balanța comercială se va reduce. Reducându-se, într-adevăr, va scădea și inflația. Și, dar mai dați-mi voie să adaug ceva, într-adevăr, ceea ce spuneți dumneavoastră, și Banca Națională, în acord cu Ministerul Finanțelor, ar trebui să vorbim puțin și de această rată de referință a Băncii Naționale, dacă scade și dacă, într-adevăr, va avea un efect asupra inflației.
Dar restul produselor, domnule Humelnicu, că acum spuneam și înainte de intervenția dumneavoastră, mi-ați dat exemplu franzelei, un exemplu 1,3, la îndemână. Păi așa pot să vă dau și eu exemplu mălaiului, care mălaiul de un kilogram vine cu adaosul comercial plafonat, însă ce să vedeți, au găsit comercianții tot felul de formule în care să vândă la un kilogram jumate și nu se mai încadrează și bineînțeles sunt prețurile mai mari. Sau ce să vezi, trebuie să facem curat în casă și produsele de curățenie, credeți-mă, au ajuns la niște niveluri foarte mari. Adică, acum, de asta spuneam și mai devreme, ce să facem, că nu mâncăm numai franzele, adică... Sigur, da, sunt produse, într-adevăr, sunt un număr de produse cu adaos comercial limitat, bineînțeles, dacă vreți, agentul economic găsește de fiecare dată o măsură astfel încât să mărească prețurile la alte produse, dacă vreți, cum a spus, cele de curățenie, dar cred că organele abilitate, cum ar fi Consiliul Concurenței, cum ar fi ARPC-ul, poate verifica de ce s-au mărit anumite produse, la un moment dat să avem și o justificare. Pentru că altfel putem spune că l-a mărit cât vrem asta, noi. Corect, să facă treaba asta, dar momentan... Trebuie să facă lucrul acesta, pentru că protejează cetățean. De când e măsura asta cu plafonarea? Din septembrie anul trecut, dacă nu mă înșel, nu? Da. Septembrie, și credem că e o măsură bună, să știți, septembrie, până acum, până la finalul lunii martie, cred că avea timp și Consiliul Concurenței, și ANPC, și toate instituțiile abilitate ale statului să ia niște măsuri. Pe de altă parte, dacă vreți, tot din definițiile economice asupra inflației, inflația mai are niște componente, mai are și niște componente monetare și mai are și niște componente de-astea, de exemplu, guvernul promite că or să crească salariile, momentan neavând o lege a salarizării, să ne dăm seama cum cresc salariile la stat. Mai este o categorie de bugetari, protestează, le mai dă câte 15-20% la salariu, mai ies medici în stradă, le mai promit și lor 15-20%, se mai măresc pensiile, ceea ce e foarte bine, pentru că după 2 ani cu veniturile erodate, pensionarii au nevoie de mai mulți bani, dar au nevoie de mai mulți bani și ar trebui să vină creșterea asta însoțită de niște măsuri care să nu pună presiune pe inflație, pentru că eu, să zicem comerciant, mă uit la știri și văd, uite domnule, au crescut pensiile în România, au crescut salariile în România, înseamnă că oamenii își permit să cumpere, ia să mai măresc prețurile. Spuneți foarte bine, nu pot să vă contrazic. Într-adevăr, dacă îmi dați voie și puțin politic, atunci când Partidul Social Democrat a fost la guvernare, de fiecare dată cetățenii românii doresc o mărire de salariu, de pensie. Și acum, când suntem și în an electoral, toată lumea vrea. Bineînțeles, cum a și spus, corect, de ce? Pentru că inflația a fost cu două cifre și că puterea de cumpărare a scăzut. Și garantăm tuturor și spunem că atât timp cât noi vom fi la guvernare, Partidul Social Democrat, și există o creștere economică, se vor mări salariile și pensiile. Bineînțeles, v-am spus, organele abilitate, cum e Consiliul Concurenței, cum e Agenția Națională pentru Protecția Consumatorului, trebuie să-și facă munca de zi cu zi. De ce? Da. Pentru că altfel nu poți la orice mărire de salariu normală să spui, domnule, eu în piață mai măresc cu 2 lei pătrujelul, dacă vreți, că băieții au banii românii și pensionarii. Adică trebuie să ținem în toate aceste instituții ale statului să funcționeze, pentru că altfel nu vom putea opri niciodată această mărire a prețurilor la material de consum și nu numai, așa, fiind la decizia fiecărui agent economic. Da, dați exemplu de ANPC. Păi nu e domnul Constantinescu care avea legături puternice cu Partidul Social Democrat și, mă rog, și cu partidul lui Dan Voiculescu la un moment dat? De ce nu-i dați un telefon, nu dumneavoastră? Cei de la partid, domnului Constantinescu de la ANPC, du-te, domnule, și verifică prețurile în piață.
Sigur, ne și cunoaștem, adică nu e vorba de doar domnul director, domnul Corea. Dar ideea este că fiecare agenție, fiecare instituție, din fiecare județ trebuie să facă această verificare în teren, în piețe, în fiecare supermarket, pentru că Creștea nu este doar în București, dacă vreți, acolo de sediu central, ci în toată țara. Și atunci trebuie văzut. De acord, domnule Negoi, vă rog, puteți interveni, să e un dialog deschis. Da, eu am ascultat cu atenție. Mulțumesc, ceea ce a spus colegul meu și aș vrea să-l contrazic și nu trebuie să-l contrazic eu, ci contrazic cifrele. În orice, din orice parte ai privi lucrurile acestea, cifrele contrazic ceea ce guvernul PSD-PNL face. E foarte importantă componentă a ritmului inflaționist o dă gradul de îndatorare pe care îl face guvernul. Și gândiți-vă că fiecare român în momentul acesta, prin faptul că guvernul se împrumută într-un ritm din ce în ce mai mare, trebuie să plătească aproape 9.000 de euro pentru datoriile pe care guvernul Ciolacu și Ciucă, până la urmă un guvern în tandem, le face pentru a susține un aparat de stat extrem de obez. Aparatul de stat susținut prin aceste cheltuieli publice nu are cum să nu dea o rată a inflației și o creștere a prețurilor. Pentru că atunci când susții un asemenea aparat de stat, când susții niște pensii speciale, când susții toți protejații din funcțiile publice, atunci, și ca să susții lucrul acesta trebuie să te împrumuți aproape 50.000 de euro pe minut, deci am făcut în 2023 un calcul foarte simplu, 50.000 de euro pe minut noi ne împrumutăm ca țară. E normal că rata inflației să fie atât de mare și să fie, de fapt, cea mai mare din Uniunea Europeană. Pentru că aceleași probleme pe care noi le avem cu războiul, cu probleme pe care le-am avut în privința creșterii prețurilor la carburant, dar care până în momentul ăsta, așa cum spuneam la început, au scăzut cu 74%, le au și toate celelalte țări. Să nu spunem noi că, vai, Doamne, România este singura care are probleme. Nu, toate celelalte țări au aproximativ aceleași probleme, numai că toate celelalte țări din Uniunea Europeană au un indice al prețurilor mult mai mic și fac referire aici la indicele prețurilor care au componenta ratei inflației. L-am întrerupt de câteva ori și pe domnul Humelicu. Aș avea ceva de adăugat și la dumneavoastră. Da, îmi prezentați niște soluții care sunt logice din punct de vedere economic. Știm retorica cu reducerea cheltuielilor, cu reducerea de personal, fiind un stat mult prea umflat și așa mai departe. Însă, de la a zice până la a face, te lovești de niște lucruri, te lovești de niște oamenii au fost angajați acolo, te lovești de adică, eu nu cred că dumneavoastră, dacă mâine veniți la putere, puteți să reduceți cheltuielile prin reducerea personalului așa dintr-o dată, peste noapte. Adică nu cred că se poate, pentru că vă loviți, vă dau angajații în judecată dacă de a doua zi lăsați pe drumuri. Numai că, de la momentul în care am plecat de la guvernare, guvernul PSD și PNL a angajat aproape 70.000 de, atenție, în 2 ani și jumătate, 3 ani aproape, aproape 70.000 de noi posturi. Păi, dacă tu nu vrei să, sau îți pui în minte să nu, numai să nu reformezi ceea ce ai deja, dar ci mai mult de atât să angajezi în plus cu atâta nonșalanță, înseamnă că de fapt nu-ți dorești să reduci rata inflației, înseamnă că virurile pe care le-ai introdus de la 1 ianuarie 2024 și ne referim la multe taxe care au crescut și taxe noi care au fost introduse. Gândiți-vă la acea taxă pe boală, vă dați seama unde s-a ajuns cu acest guvern, că au introdus o taxă pe concediile medicale, în plus față de ceea ce se plătește acolo. Ca să poți susții toate aceste creștere pe care ai făcut-o în ultimii 2 ani și jumătate de noi posturi, tu vii și pui taxe din nou pe umerii români.
românilor. Păi cum să nu crească rata inflației? Cum să nu avem cel mai mare indice al prețurilor de consum? E un indicator economic, nu cred că Marcel Cionac cunoaște lucrurile acestea. Bun, nu mai avem... că nu este economist, dar în fine, nu vreau să comentez. Da, mai avem un minut dumnealui. Și să-i dau un drept la replică și domnului Homelnicu. Foarte, foarte scurt, în 10 secunde termin. Indicele prețurilor de consum în România a crescut numai în ultima lună cu aproape 2%, adică în totalitate cât au crescut indicele acesta al prețurilor de consum în Uniunea Europeană în anul trecut, într-un an de zile. Corect, domnule Homelnicu, dreptul la replică și aș mai, adăuga o întrebare, o curiozitate personală. A scăzut numărul secretarilor de stat cu 25%, cum și-a asumat răspunderea domnul prim-ministru în septembrie anul trecut cu măsurile fiscale? Pentru că și acolo vă argumentez de ce v-am întrebat acest lucru. Erau 220 de secretari de stat, cu tot ce înseamnă aparatul secretarilor de stat, consiliere, etc., bun, 220, un număr record sau peste 220, și acolo nu înțeleg de ce ar fi avut nevoie premierul să-și asume răspunderea, că acolo e o decizie politică. Dacă mâine dimineață se trezește Marcel Ciolacu și vrea să renunțe la 50% din secretarii de stat, printr-o simplă semnătură a desființat atâtea posturi. Vă rog. Da, sper că mesajul, dacă îmi dați voie, sper că mesajul SRE-ul nu e că dacă va intra la guvernare, va veni la guvernare, va da afară oamenii din sistem. Legat de faptul că avem, da, avem nevoie să știi să mai angajăm încă tot ce ține de spitale, tot ce ține de armată și nu numai, tot ce ține de IT, avem nevoie și avem un deficit. Sunt multe domenii în care într-adevăr ar trebui să mai angajăm. Legat de secretar de stat, da, dați-mi voie și eu personal și nu numai. Atunci când am fost secretar de stat eram 3, eram 4 în Ministerul Transporturilor. Uh-huh. Acum sunt vreo 7. Sunt foarte mulți, să știți, și părerea noastră aceasta este că ar trebui să se reducă numărul de secretari și nu mai de secretari. S-au redus sau nu s-au redus în septembrie și-a asumat premierul urmează, da, ceea ce a zis domnul Marcel Ciolacu, domnul prim-ministru, a zis că, nu a zis, a dat, așa, a spus că trebuie să fiecare, da, fiecare minister în parte trebuie să-și facă o analiză și să reducă numărul de secretari sau numărul de instituții. Și din septembrie până martie au rămas în analiză ministerele sau ce s-a întâmplat? Crede că Ministerul Agriculturii deja a început să facă câteva mișcări suficient de bune. 16 sau 7. După care a urmat Ministerul Cercetării, Inovării, Digitalizării, vorbim de Ministerul Transportului, turilor, da, care și vin la rând toate ministerele. De ce? Bun, pentru că, cum a spus și dumneavoastră, în interior trebuie fiecare să-și facă ministru, de să-și acord. Facă bucătăria proprie și după care să prezinte primului ministru decizia și să luăm măsura cea mai bună. De acord. Vă mulțumesc. Eu cred că suficient timp a trecut de la momentul în care PSD și PNL au coabitat la guvernare și ar fi putut să facă și să ia toate măsurile astea de mult. De acord. Nu mai avem timp, domnule Negoi. Vă mulțumesc. Mulțumesc amilor invitați. Luăm o scurtă pauză, doamnelor, domnilor, ne întoarcem cu ultima oră a emisiunii și cu titlurile orei 14. Vă aștept după pauză. Ne-am întors cu ultima oră a emisiunii și a săptămânii. Mihai Tudose și Rareș Bogdan deschid lista alianței PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare de pe 9 iunie. Din partea PSD, pe listă se mai află, printre alții, Gabriela Firea, Claudiu Manda, Victor Negrescu și Vasile Dâncu. De partea cealaltă, și liberalii și-au anunțat ieri lista, Adina Vălean, Daniel Buda, Zicfrin Mureșan și Gheorghe Falcă. Premierul Marcel Ciolacu a precizat că a dat spre analiză propunerea privind eventuala închidere a supermarketurilor în weekend pentru a vedea care este impactul unei astfel de propuneri. El a mai spus că o decizie în acest sens nu este una ușoară. Dan Ilie Morega nu pare a pune prea mare preț pe lege. Fostul prefect de Gorj are un nou dosar penal după ce s-a urcat la volan, deși are permisul retras și a lovit o mașină în Târgu Jiu. Pe numele său, bineînțeles, a fost deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii de conducere a unui vehicul de către o persoană al cărei permis de conducere a fost retras, au transmis reprezentanții IPJ Gorj. Premierul Sloveniei, Robert Golob, a anunțat că e deschisă posibilitatea ca țara sa să-l sprijine pe Klaus Iohannis la șefia NATO.
spunând că împărtășește punctele de vedere ale președintelui Klaus Iohannis referitoare la regionalitatea pozițiilor de conducere în Uniunea Europeană, inclusiv pe zona asta NATO. Liderii Uniunii Europene au ajuns joi seara la un acord de principiu pentru a rechiziționa o mare parte din profiturile excepționale generate de activele rusești și de a le da Ucrainei, relatează The Guardian. Bineînțeles, există și reacția Rusiei pe acest subiect. O să dezbatem în această oră a dialogurilor Prima News, a Prima News Debate, subiectul acesta. Mai multe organisme independente ruse au efectuat numărători într-o încercare de a stabili amploarea unei posibile fraude electorale după ce președintele Vladimir Putin a obținut al cincelea mandat la Kremlin cu un scor care se apropie de 88%, 87,97%. Cea mai importantă retrospectivă dedicată operei lui Constantin Brâncuș în Franța, un omagiu adus părintelui sculpturii moderne, este organizat la Paris în perioada 27 martie 1 iulie. Continuăm cu sport. România întâlnește pe arena națională Irlanda de Nord, vineri de la 21:45. Este primul test al tricolorilor înainte de Euro 2024. Partida este transmisă în exclusivitate pe Prima TV și o puteți viziona și online pe primaplay.ro. Ca de obicei, încheiem cu informațiile meteo. Vremea va deveni normală din punct de vedere termic în majoritatea regiunilor. Va ploua slab în Crișana, Maramureș, în Transilvania și posibil în Banat și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 16 grade, iar cele minime între minus 4 și 6 grade Celsius. Doamnelor, domnilor, discutăm despre Uniunea Europeană, despre relația Uniunii Europene cu Rusia, acum după decizia privind activele rusești care ar putea fi redirecționate către Kiev. Și bineînțeles despre economia de război, dacă se pregătește sau nu se pregătește Europa de război. Și în acest sens avem și o întrebare pentru dumneavoastră, cei de acasă. Credeți că Europa va adopta sau va trece la economia de război? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră pe pagina de Facebook Prima News sau pe numărul de WhatsApp afișat în permanență pe ecran, 0727-222-244. Așteptăm răspunsurile dumneavoastră, ne întoarcem în scurt timp la dezbatere. Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, și cum v-am obișnuit, a treia oră a dezbaterilor o focusăm pe analizele externe, geopolitice, schimbările la care este supusă întreaga lume. Îl avem alături de noi pe Alexandru Lăzescu, analist de politică externă. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Și tot așa pe Bogdan Lefter, analist politic. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Cu mare plăcere, mulțumesc pentru invitație. Domnule Lăzescu, o veste bună pentru Ucraina. Uniunea Europeană pare să se fi decis într-o direcție prielnică Kievului vis-a-vis de activele rusești înghețate la nivelul Uniunii Europene, care ar putea fi redirecționate către Ucraina, sub formă de ajutor pentru Ucraina. Ceea ce, evident, reprezintă o gură de aer proaspăt pentru Kiev și pentru sprijinul Ucrainei. Bineînțeles, rușii au reacționat imediat foarte dur la adresa Uniunii Europene, spunând că e un furt și o barbarie ceea ce vrea să facă Uniunea Europeană cu banii rușilor. Cum vedeți acest subiect, domnule Lăzescu? Începem cu un comentariu general de la fiecare invitat. Vă rog. Da, sigur, sunt bune, să zicem, resursele financiare și sumele direcționate către Ucraina, deși aici aș mai avea o observație pe care o să o fac imediat, dar problema majoră în acest moment este dificultățile
consistente pe care le are Vestul, și Europa, dar și Statele Unite, să livreze de ce are nevoie Ucraina. Deci la nivelul livrărilor de muniții stă foarte prost, deci au livrat, au promis 1 milion de piese, au livrat cam 1 milion, cam 500 de mii, în condiții în care Rusia, care oricum a trecut pe economie de război și produce cam de 2 ori deocamdată cât produce tot Occidentul, a primit și din Coreea de Nord 1 milion sau chiar mai mult de 1 milion de piese de artilerie. Asta doar o parte. Pe de altă parte avem reticențele generale pe care, de care s-a lovit Ucraina și în trecut, și de la Washington și din special de la Berlin, ideea de a limita tipul de arme pe care pe care ar putea avea nevoie ca să atace liniile din spatele frontului. Ați văzut toată polemica asta legată de Taurus. Da. Dar, general, s-a mers foarte greu pe ideea asta. A doua observație, deci părerea mea că aici problema e structurală, adică Occidentul nu a fost pregătit pentru acest tip de conflict. A stat în povestea asta cu post-istorie și de aici am ajuns în situația în care suntem. A doua observație foarte scurtă. Sigur, chestiunea asta cu activele ruse e totuși e o problemă, adică cred că deja știți că există un atac general BRICS pe dolar. Părerea, multe țări vor evita să-și mai ducă resursele în sistemul internațional spre dolar. Deja lucrurile, adică ce vreau să spun, că există costuri. Lucrul ăsta, sigur, e o situație disperată, se încearcă ceva să se facă acum, dar există niște costuri foarte mari care, mă rog, ele nu sunt acum. Lucrul ăsta, în general, analiști importanți au subliniat faptul că utilizarea excesivă a sancțiunilor financiare creează probleme, cum spuneam, adică vedem o decuplare de dolar în multe, pentru că chiar și cu asta termin, cu asta o bună parte din restul lumii este potriva Occidentului, în fapt, și nu sprijină, ori nu sprijină, ori sunt neutri în cel mai bun caz în condițiile războiului din Ucraina. Deci e o situație destul de complicată, zic eu. Vă rog, domnule Lefter, un comentariu. Sigur, așa, pentru deschidere, cum ați spus, problema activelor și depozitelor financiare înghețate, cum se spune, rusești în sistemul financiar occidental, e, iată, deja o problemă care are vechimea războiului din Ucraina, deci sunt peste 2 ani de când a început blocarea și apoi a continuat în etape, în trepte, pe măsură ce principalele cancelarii occidentale au alcătuit liste de persoane cărora nici nu li se mai permite să circule spre Occident, care sunt persoane non grata și ale căror depozite bancare și afaceri în general în spațiul occidental sunt de asemenea blocate. Există, de asemenea, să menționăm și acest lucru, și prelungiri sau zone în care în aceste active și depozite financiare blocate este implicată chiar Federația Rusă ca stat. Deci există și afaceri ale statului peste graniță, companii de stat, de la Gazprom la ce altceva dorim să menționăm, și există și afaceri, oameni de afaceri care în nume propriu, ca acționari, proprietari, întreprinzători, s-au extins mult, se știe, de decenii în întreaga lume, inclusiv în spațiul occidental, și deci aveau acolo
proprietăți, active de multe feluri, afaceri și depozite bancare. În măsura în care, sigur, statul e de la sine înțeles că e implicat în intervenția militară abuzivă din Ucraina, în măsura în care și persoane private, oameni de afaceri din anturajul Kremlinului, din camarila lui Vladimir Putin, au putut fi identificate și se cunosc nume sonore în acest sens, au fost trecute pe liste de interdicție și se află în acest moment în această situație. Ce e de făcut cu aceste active înghețate? Iată, se pune acum problema și se fac parese pași la nivel de experți, de juriști, de specialiști, sigur, sub presiune politică din partea politicienilor, a cancelarilor occidentale, de transformarea acestor fonduri în ajutoare pentru Ucraina. Sunt probleme multiple și nu foarte simple pe care situația le pune. Intervenția militară rusă în Ucraina încalcă dreptul internațional. Deci există o bază juridică de constatare a caracterului clar, abuziv, ilegal al intervenției militare în Ucraina. Pe de altă parte, după cum știm, democrația, sistemele legislative, constituțiile statelor democratice protejează proprietatea și în special proprietatea privată. Deci e, ca să spunem așa, cu ghilimele de rigoare, sfântă proprietatea oricărei persoane particulare, inclusiv oameni de afaceri străini într-o țară occidentală care operează acolo în măsura în care nu încalcă legile. Dacă ai încălcat o lege și în justiție se pronunță o condamnare, o sentință care presupune și confiscarea averilor, atunci se poate proceda în mod legal la așa ceva. Da. Probabil că în acest moment cancelariile occidentale și respective echipele de juriști, persoanele desemnate să se ocupe de acest subiect, fie se ocupă preponderent sau exclusiv de afacerile statului rus, care este abuziv conform dreptului internațional, sunt deja activate curțile internaționale, se știe, s-au depus plângeri în legătură cu încălcarea legislației internaționale, a dreptului internațional, în legătură cu abuzuri, cu crime de război, cu abuzuri la adresa copiilor ucraineni și așa mai departe. Deci e posibil ca pe o bază juridică de acest tip active și depozite financiare ale statului, ale companiilor de stat rusești să poată fi confiscate și utilizate în ajutorarea Ucrainei. E un subiect important, sunt în joc bani mulți, e o miză mare și este într-adevăr o mare nevoie de ajutorarea Ucrainei. Toate aceste resurse au mai fost menționate de-a lungul ultimilor 2 ani, numai atât mai adaug acum, și ca un potențial sprijin financiar masiv pentru o viitoare reconstrucție a Ucrainei, însă asta ar însemna ca asemenea fonduri să fie folosit după o încheiere a războiului, o încheiere favorabilă Ucrainei, cu pronunțări juridice care să penalizeze Federația Rusă și care să permită utilizarea unor asemenea resurse financiare pentru compensarea distrugerilor pe care Federația Rusă le-a produs prin invazia sa militară asupra Ucrainei. Domnule Lefter, dar ar fi de acord toate statele... toate statele Uniunii Europene, de exemplu, eu mă îndoiesc că Ungaria, de exemplu, ar vota pentru treaba asta. Bun, și asta e o discuție. Poziția Ungariei, a Slovaciei, eventual a Austriei, iată. Dar să nu uităm că vorbim despre decizii comunitare la nivel de
NATO sau Uniunea Europeană, sigur și decizii ale democrațiilor nord-americane, Statele Unite și Canada, și e foarte probabil că, așa cum s-a mai întâmplat, în ciuda problemelor pe care asemenea state, să le spunem acum, poate cu ghilimele mai atent plasate, nealiniate, au putut totuși fi aduse la consensul necesar, căci, încă o dată, miza e mare, situația este cum este și nici măcar aceste state problemă din interiorul Uniunii Europene și NATO nu pot contesta că Federația Rusă a invadat militar Ucraina. Este o evidență. Da. Domnule Lăzescu, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Credeți că va exista consens? Adică eu iau cumva în calcul și faptul că este un an electoral în care vârful politicii Uniunii Europene va fi orientat așa, să mulțumească pe toată lumea, adică cumva și pe... că na, până la urmă au nevoie și de voturile ungurilor și de voturile slovacilor și așa mai departe. Acest tip de, mă rog, această utilizare a resurselor înghețate ale Rusiei, după cum s-a spus, când ele sunt înghețate, a venit în special din flancul scandinav, țările baltice din această zonă. Dar, de exemplu, Germania e extrem de reticent. Germania s-a opus. Germania pentru că la nivelul... Noi trebuie să ținem cont de realitatea de pe teren. În momentul de față există, după cum știți, în Germania există o largă simpatie față de Rusia, inclusiv o poziție de 60% dintre germani, doresc încheierea cât mai rapidă a conflictului, indiferent de ce se întâmplă cu Ucraina. Nu mai spun de Franța. Sigur, Franța joacă într-un mod diferit. De ce vreau să spun este că multe corporații germane și o parte doresc, până la urmă, să revină în Rusia. Acum, lucrul ăsta e destul de complicat. Noi vorbim de ordinea internațională, dar această ordine este ruptă în acest moment. Deci, de fapt, ceea ce doresc puterile, să zicem, acel triunghi sau chiar patru alter, ca aș spune și Coreea de Nord. Vorbesc de Rusia, China, Iranul, Coreea de Nord. Dar cu sprijinul consistent a unor țări din Africa, din toată Africa, Brazilia. Brazilia, de exemplu, nu a criticat în general sancțiunile occidentale împotriva, dar e o țară, cea mai mare țară din America de Sud. Deci problema de fond este că, de fapt, în acest moment, și asta poate multă lume nu realizează, noi putem vorbi în continuare de ordine internațională, de legislație, dar aceste țări, încep practic, din punctul lor de vedere, nu mai există această, contestă această ordine, vor să o schimbe. Să ne amintim, de exemplu, că o decizie a Tribunalului de la Haga privind Marea Chinei de Sud cu atolii aceia în care s-au construit baze militare, China n-a dat doi bani pe ea, a spus că nu recunoaște niciun fel acea decizie. Deci, acest tip de... Noi trebuie să fim conștienți că în momentul de față există o dinamică geopolitică în care Occidentul, din păcate, este în defensivă, adică este un front destul de larg antioccidental. Sigur că principalii actori sunt cei pe care am pomenit. De aceea lucrurile și de aceea, după cum știți, la nivelul BRICS se discută, inclusiv foștii aliați ai Occidentului, acum sunt BRICS, Arabia Saudită, Emiratele Arabe, Egiptul, la care Statele Unite dau miliarde de dolari au dat Egiptului. Egiptul s-a dus liniștit în BRICS împreună cu Arabia Saudită, acolo se discută de... Sigur că nu e chiar foarte simplu să dai peste cap dolarul, dar se fac demersuri în acest scop. Sunt tot mai multe schimburi comerciale, în special în Africa, care se fac la nivel de monede naționale. Sigur că asta e mai complicat, pentru că faci schimburi bilaterale, dar e complicat când te duci în alte părți. Dar se lucrează, există un demers general, pentru că mulți recunosc că avantajul poate mai mare decât cel militar al Statelor Unite este faptul că domină acest sistem financiar internațional. Și aceste țări doresc, practic, să elimine acest avantaj major a Statelor Unite și a Occidentului în general. Deci, trebuie să fim conștienți o situație foarte complicată. India, care este o țară foarte mare și, în principiu, în relație destul de bune cu Statele Unite, dar face liniștit, continuă să aibă o relație excelentă cu Moscova. Cumpără petrol de acolo și așa mai departe. Nu mai spun că chiar în Occident. Știți, noi discutăm despre problema grânelor din Ucraina. Dar mă uitam acum pe niște cifre. Anul trecut, în Uniunea Europeană, s-a dublat importul de grâne din Rusia.
Deci problema, adică ce vreau să spun, trebuie să fim atenți la retorică și la realități. Din păcate, eu sunt destul de îngrijorat, pentru că așa cum curg lucrurile acum, ele nu merg bine. Cum spuneam, avem tot felul de genul ăsta de măsuri. Sigur, eu sunt măsuri cu complicate și cu impact la care trebuie să te gândești pe termen lung. Nu știu, din păcate, cum spuneam, marea problemă structurală este că economiile occidentale au externalizat o mare parte din producție întâmplă în China. Suntem foarte prinși în lupta cu schimbările climatice, de unde probleme pe securitate energetică și așa mai departe. Și ne-a prins acest război și această criză, care nu e numai o criză în Ucraina, e o criză generală, geopolitică, în care această ordine internațională este contestată pe față. Lucrul ăsta au spus și Xi Jinping și Putin când au fost întâlnirea anul trecut la Moscova. Doresc altceva și de aceea toate aceste demersuri sunt, sigur, sunt pe muche de cuțit și trăim vremuri grele și complicate. Adică eu cred că multă lume nu înțelege că nu e vorba de un conflict undeva, nu e vorba, e o chestiune în care se poate schimba cu totul felul în care arată, mă rog, geopolitic lumea, sferele de influență și așa mai departe. Vă rog, domnule Lefer. Da, ascultând cu interes și cunoscând argumentele domnului Lăzescu, le-aș reaminti și pe cele de ordin opus. Formulările de genul suntem poate înainte de schimbarea ordinii mondiale și așa mai departe, înseamnă în egală măsură suntem poate înainte ca ordinea mondială să nu se schimbe. Poate înseamnă fie da, fie nu. Evident, și reversul medaliei. Sigur că da. Și să punem și alte accente. Depinde și cum selectăm informațiile. De pildă, o fi fiind o oarecare simpatie în rândurile unei părți a populației sau a electorilor sau în zona Partidului Naționalist, Alianță pentru Germania, în Republica Federală, însă poziția oficială a statului, susținută majoritar de populație, este net împotriva Federației Ruse, actualul cancelar Scholz fiind foarte ferm în declarații, inclusiv în declarațiile sale de ieri, constant, de altfel, în pozițiile sale de condamnare a invaziei militare și de susținere foarte fermă a Ucrainei. La companiile germane. Bun, nu văd în ce fel companiile germane pot influența deciziile politice dacă ele se sprijină pe opinia publică, în general, pe majoritatea cetățenilor, pe opinia majorității cetățenilor germani. De asemenea, alte lucruri care sigur sunt reale, sunt și ele îngrijorătoare, precum poziționări mai recente ale Arabiei Saudite sau ale Egiptului, care au fost menționate aici, sau ale Indiei, chiar și China e de adus în discuție. Nu sunt poziționări pro-Federația Rusă și pro-BRICS, alianța economică a statelor din sudul global, cum se spune acum, într-o manieră netă anti-Nord, anti-Occident. E vorba despre, în continuare, Arabia Saudită, Egipt, aliați ai Occidentului, ai Statelor Unite, care însă își lasă deschise și porți ferestrui spre colaborări regionale și spre alte variante, sigur, ceea ce nu e în sine de condamnat, aș spune. Poate fi explicat, înțeles, mai ales ținând cont de conjuncturile naționale, regionale ale fiecărei țări. India face un joc de asemenea dublu, a început prin a importa masiv, în special petrol, din Federația Rusă în anul 2022. În 2023 a mai diminuat importurile, acum aproape că le-a asistat plățile în alte monede decât în valuta occidentală și a răspuns recent foarte ferm și prin sistemul său bancar la solicitările de blocadă din partea Statelor Unite față de Federația Rusă. China, care
s-a declarat, știm prietenă a la lung pe vecie cu Federația Rusă, nu a sprijinit militar Kremlinul în invazia sa, face un joc prudent. Lucrurile sunt complicate, echilibrele sunt într-adevăr fragile, perioada este periculoasă, dar aș spune că excepție făcând în primul rând, sigur, Federația Rusă, apoi Iranul și Coreea de Nord, restul aliaților sau aliaților parțiali sau ai statelor care nu condamnă pe față și radical Federația Rusă, nici nu se plasează într-o tabără care să respingă complet, radical, ceea ce numim ordinea mondială, dreptul internațional. Prin urmare, ținând cont de toate aceste lucruri, într-o perioadă, încă o dată, complicată, foarte periculoasă, în care, da, se poate să asistăm și la răsturnări, dar s-ar putea să nu asistăm la ele, eu cred că există totuși șanse bune pentru ca după ce ofensiva rusă asupra Ucrainei va fi stopată, să vedem reașezându-se lucrurile pe niște baze internaționale negociate și consensuale, pentru că nu există de fapt altă soluție. Alternativa ar fi o lume, o planetă Pământ, care în anii și în deceniile următoare să fie continuu răvășită de conflicte militare, invazii, anexări și așa mai departe. Există puncte fierbinți, tensiuni în câteva locuri din planetă, însă e destul de evident că pe o largă suprafață, să-i spunem așa, teritorială planetară, țările, statele se înțeleg, au poate unele tensiuni, diferende istorice, dar nu sunt puse pe pornic la luptă. Și cred, deci, că putem adăuga la poate va fi mai rău și varianta poate va fi bine. Da. Aș vrea în minutele rămase să schimbăm puțin subiectul. Pare că Europa, cel puțin la nivel declarativ și la nivel faptic, dacă vedem ultimele măsuri luate, pare că se pregătește de apărare, de război. Spunea Charles Michel zilele trecute că Europa ar trebui să treacă la o economie de război. Cum am putea explica acest lucru, domnule Răzescu? Vă rog. Bun, sigur că e o îngrijorare reală și e o încercare, pentru că problema e că acest tip de schimb în țări democratice, nu vorbim în Rusia, e simplu. A declarat Kremlinul, în general, elita conducătoare la Moscova, trecem pe economie de război, trecem pe economie de război. Aici te lovești de opinia publică, de partide, de structuri de care se opun și așa mai departe. Și atunci, sigur că toate acest tip de declarații devenite din partea, de exemplu, în acest moment are unul din cei mai populari oameni politici în Germania, domnul Boris Pistorius, care e ministrul apărării și care încearcă să creeze alături de alți lideri, fie militari, fie din zona politică, să creeze acest tip de sau să meargă pe acest tip de discurs, încercând cumva să repare o situație care s-a creat prin neglijență și prin acest tip de abordare naivă a situației internaționale. Problema complicată e că Europa, cum spuneam, poate cu excepția Germaniei, în mare parte și-a externalizat partea de producție. Și americanii au făcut-o, dar nu chiar atât de mult. Și atunci, în momentul, nu e simplu, că trebuie să ai și structurile, corporațiile care să producă, de exemplu, armament. Nu, că zici că face economie. Chiar America, eu m-am uitat pe o analiză recentă făcută de Statele Unite la Hoover,
Americanii au, nu mai este situația, să zicem, din perioada Reagan, când aveai o bază industrială solidă. Începând din 90, pe procesul acesta de globalizare, multă parte din producție s-a mutat în Asia și în special în China. Ați văzut că nici la măști nu reușeam să facem, da. Mă rog, sigur. Ori lucrurile astea nu se pot, producția industrială nu se poate regla foarte repede. Adică există dovadă că doar în zona, cum a fost Coreea de Sud, Coreea de Sud din cauza tensiunii Coreea de Nord, produci, că de acolo au reușit să mai ia proiectile, muniții pentru Ucraina. Deci ce vreau să spun este că această trecere pe economie de război, e bine că se discută lucrul ăsta, dar să fim conștienți că ea va dura ani de zile. Problema e este această, dacă vreți, această dinamică. Cât de repede se va deteriora situația și cât de repede se poate cât de cât depana actuala, mă rog, dificultate și această problemă structurală legată de producție. Ce înseamnă mai exact economia de război, domnule Lefter? Ei, o economie de război este, nu, expresia e legată de participarea statelor la război. Atunci când un stat este în război, atunci este și din punct de vedere legislativ declarată o stare de război sau stare de asediu sau cum s-a mai numit, cum se mai numește în limbajele juridice situația, și atunci guvernele sunt abilitate să ia măsuri cu totul speciale, să facă mobilizare de rezerviști sau de populație civilă pentru a fi înrolată, să rechiziționeze pentru armată. Sunt cuvinte pe care aproape că nu le mai prea știm sau generațiile mai tinere nu le cunosc pentru că nu s-au mai folosit. Nu, a rechiziționa. Rechiziționa înseamnă a confisca. Poți să confiști imobile pe măsură ce o țară aflată în război se află în situația nou deplasării frontului, armata ajunge într-o anumită localitate și evacuează clădiri, rechiziționează clădiri, mijloace de transport și așa mai departe. Într-o situație din aceasta de stare de război, sigur, se poate dicta în termenii legali instituiți de stările de asediu sau de război economiei să producă pentru front, fabricile de pildă de îmbrăcăminte să producă uniforme militare, nu haine civile și așa mai departe. Am ales un exemplu din industria ușoară. Nu suntem în situația aceasta, drept care problema care se pune în statele membre NATO, în Europa și în America de Nord, este de a spori producția de armament, de muniție, de lucruri necesare pentru o eventuală situație de război, în condițiile în care conjunctura internațională, războiul din Ucraina, ne obligă să dăm mai mare atenție pregătirilor de securitate pentru un potențial conflict. Să sperăm că el nu se va declanșa. Și de asemenea, cum a spus și Lăzescu, e necesar în continuare să sprijinim Ucraina și atunci e nevoie de armament și muniție. Pentru asta se fac deja eforturi. Putem da și un exemplu românesc. Zilele trecute, primul ministru Ciolacu a anunțat că s-a semnat un memorandum și pe teritoriul României se va produce pulbere pentru armament NATO în cantități mari la nivelul tehnologic de vârf al momentului, cu finanțare din Uniunea Europeană, de la Uniunea Europeană, de la Comisie, de la Bruxelles. Deci, iată, probabil că și în alte state membre ale Uniunii Europene, ale NATO în general, au deja loc asemenea mișcări, mobilizări, pentru ca situația să se echilibreze după ani și decenii în care în țările noastre, în democrațiile occidentale, nemai existând spectrul războiului, amenințarea
unor conflicte militare, producțiile de acest fel au diminuat, au fost eliminate serviciile militare obligatorii și așa mai departe, ceea ce sigur a slăbit capacitatea de apărare, capacitatea militară a statelor membre ale Uniunii Europene, de pildă, care însă au forța economică extraordinară pe care o știm, vârf mondial, Occidentul este lider economic mondial și asta constituie o forță care se poate converti, poate nu ușor, nu peste noapte, dar totuși relativ ușor și în ramforsare pe tematica securității, apărare, producție de cele necesare pentru asemenea lucruri. Bun, vă mulțumesc, domnule Lefter, domnule Lăzescu, vă mai aștept la Prima News și cu alte ocazii. Domnilor, cu aceste subiecte și aceste informații punem punct ediției și săptămânii la Prima News Debate. Vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem luni la ora 12 aici la Prima News.